Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Puncte de vedere, emisiune de promovare electorală pentru candidatul Partidului Social Democrat Viorica Dăncilă. Și cu cine puteam să vorbesc mai bine, nu, despre Viorica Dăncilă, de ce Viorica Dăncilă, președinte al României, decât cu un primar, doamna Luisa Bărboiu, care este și vicepreședinte al PSD Dâmbovița, un om care a avut norocul să o cunoască personal pe Viorica Dăncilă. Bine v-am regăsit, doamna primar! Bine ați venit! Haideți înainte de a intra în discuție să urmărim chiar mesajul Vioricăi Dăncilă pentru români, pentru dâmbovițeni, pentru nuceteni. Le zic că-s prea bătrâni sau mult prea tineri, că-s de la sat sau din orașe nu destul de mari, că nu-s pe trotinetă, că nu au papion sau nu sunt în tendințe. Cine sunt ei cu adevărat? Sunt cei la care apelezi atunci când ai nevoie, cei care te ajută necondiționat, oamenii care muncesc de dimineață până la înserat și când ajung acasă mai pot zâmbi, deși sunt frânți de oboseală. Sunt bunicii care ne-au definit copilăria, studenții care mai cred în drepturi și în șanse egale, doctorii care vindecă și educatorii care îndrumă. Sunt muncitorii care trag din greu să crească România. Sunt cei cu ani de facultate sau fără, dar care îi iau cu toții pe cei 7 ani de acasă. Sunt cei ce luptă pentru România prin felul lor de a fi, prin ceea ce fac în fiecare zi. Nimic exagerat, dar totul bine potrivit. Tăcuți și muncitori sunt oameni credincioși cu dragoste de țară și cu mult suflet, căci ei sunt ai României, din inima ei. Ei sunt PSD-iștii. Sunt Viorica Dăncilă și sunt membră a PSD de 23 de ani. În numele colegilor mei și al meu personal, vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Și noi suntem alături de dumneavoastră, cum suntem alături de fiecare român. Pentru că așa suntem noi cei din PSD, oameni care nu împart România, ci o adună și o unesc. Ne reîntoarcem la discuția noastră și vă întreb așa, sunteți și vicepreședinte al Organizației Județene Dâmbovița PSD, da? Partidul Social Democrat. Mergeți în campanie electorală pentru că sunteți foarte activă pe Facebook, discutați tot timpul cu oamenii. Ce spun nucetenii, doamna primar? E ok campania asta? E o campanie electorală pentru alegerile prezidențiale? Sau ea s-a transformat așa într-o răzbunare și... Aș vrea să vă spun că niciodată nu am trecut printr-o campanie de acest gen. Este o campanie absolut atipică. În loc să facem campania pentru alegerea președintelui României, a fost o campanie în care s-a bătut efectiv monedă pe schimbarea guvernului, pe înlăturarea Partidului Social Democrat de la putere. Deci acestea au fost singurele obiective ale actualului președinte, ale domnului Iohannis, care s-au transmis de sus și până jos la firul ierbii prin reprezentanții Partidului Național Liberal și al celorlalte partide care i-au fost alături la căderea guvernului Dăncilă. Este pentru prima oară când se întâmplă asta, pentru că altcumva fiecare președinte avea un program propriu pe care îl dezbătea, pe care îl susținea în fața românilor, care program era făcut cunoscut tuturor cetățenilor până în ultimul sat, e de această dată sunt absolut surprinsă. Și surprinderea mea este cu atât mai mare, cu cât aud de niște sondaje... Nu credeți în sondaje? Aud despre niște sondaje în care efectiv nu pot să cred. Adică îl văd pe domnul Iohannis la un 40 ceva la sută sau 38%. Așa. Păi dați-mi voie să vă spun, pentru că eu mergând din poartă în poartă, așa, ce vă spun oamenii? Am pretenția că am făcut o campanie serioasă pentru partidul din care fac parte, pentru Partidul Social Democrat. Și
Nu cred că au fost 5% din gospodării în care să nu fi vorbit cu cel puțin un membru al gospodăriei, pentru că bătând la fiecare ușă și la fiecare poartă în parte din localitatea mea, într-adevăr, oamenii sunt surprinși că domnul Iohannis are un procent atât de mare în condițiile în care, nu știu, n-a spus mare lucru în acești 5 ani sau n-a spus mai nimic. Nu a făcut dovada că vrea să facă ceva pentru România, că vrea să facă ceva pentru români. În schimb, oamenii sunt debusolați, sunt deprimați. De ce s-o schimbe pe Viorica Dăncilă din funcția de prim-ministru? Nu știu de ce, dar uite că au reușit. De ce să nu mai fie guvernul Partidului Social Democrat, pentru că acest guvern a făcut foarte multe pentru România și pentru românii noștri? De ce să fie schimbat un om ca Viorica Dăncilă, care este cel care a menținut un echilibru în țara noastră în toată această perioadă zbuciumată, care a condus președinția rotativă cu mare succes la Consiliul Europei. Deci a fost un om care a dat dovadă de mare responsabilitate, care a prețuit România și a prețuit românii, care s-a pus efectiv în slujba noastră, a țării noastre, punând totul înaintea intereselor proprii. Pe mine m-a uimit, m-a surprins modul în care a acceptat și a primit, să spun, atâtea lucruri urâte care i s-au pus în spate. Le-a primit cu stoicism, dar în același timp a încercat să demonstreze că este un om vertical, că este un om corect, că este un om alături de oameni, că este o femeie, că este mamă, că este primul ministru al țării și că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru această țară. Da, vedeți, noastră simțiți așa și îmi spuneți acest lucru din calitatea de social-democrat, aceea pe care o aveți. Ce spun oamenii simpli? Deci, oamenii simpli gândesc și ei la fel ca mine, în comunitatea asta. În primul rând că ei au simțit și când le-au crescut salariile, și când au crescut pensiile, și când au crescut alocațiile, și când s-au redus din taxe și impozite, și multe altele care efectiv se simt în buzunarul nostru. Vreau să vă spun că au fost câteva persoane care îmi puneau următoarea problemă. Da, doamna primar, dar știți, au crescut totuși și prețurile. Și, într-adevăr, din discuția purtată cu cetățenii, puțin la număr care puneau astfel problema, au înțeles că totuși a fost mai bine acum, când au crescut prețurile, dar au crescut și veniturile românilor, decât în urmă cu ceva timp, cu câțiva ani, când creșteau prețurile la fel de alarmant ca și acum, dar când se reduceau cu 25% salariile sau îi se impozitau pensiile. Știți că asta vreau să vă întreb, noastră social-democrații și Viorica Dăncilă, prin mesajele pe care le transmite, spune despre faptul că, iată, guvernul PNL, că presimte că acest guvern va aduce o catastrofă pentru români. Deci nu trebuie să presimtă doamna Viorica Dăncilă, trebuie decât să citim tot ceea ce spun în spațiu public membrii marcați ai Partidului Național Liberal, ca să ne facem o părere că, de fapt, ne așteaptă o vreme sumbră, timpuri destul de grele. Deci faptul că ei au început prin a afirma, cred că nu avem memoria atât de scurtă, să uităm că în urmă cu 2-3 săptămâni, 4 săptămâni, domnul actual prim-ministru, domnul Orban, afirma că 400-450.000 de locuri de muncă din rândul bugetarilor vor dispărea. După care nu am mai recunoscut acest lucru, dar hai să revenim numai în urmă cu o zi, când a spus că vom merge la restructurarea ministerelor. Foarte bine, vom merge la restructurarea ministerelor și mulți suntem de acord cu acest lucru, dar ne întrebăm oare, mergând așa, ierarhic, de jos și până în vârful piramidei, până la ministru de resort, ministru care va fi efectiv restructurat din ministerul respectiv,
ce vor face? Se adună oare 450.000 sau mai mult? Se adună cei 200-250 despre care vorbea cu mai puține zile în urmă? Deci nu știu, trăim efectiv o vreme tulbure, o vreme pe care nu cred că își o dorește niciun român, dar sunt parte din ei care sunt îndoctrinați politic și care chiar își doresc să-l aibă pe domnul Iohannis la un al doilea mandat. Foarte bine, este părerea fiecăruia, dacă așa se dorește fiecare să susțină candidatul propriu, cum și noi o susținem pe doamna Viorica Dăncilă și pentru care, într-adevăr, am luptat în toată această perioadă și voi lupta câte zile vor mai fi până la alegeri și sper să schimbăm cu ceva optica celor care au mai înclinat către un candidat către sau altcineva. Ce are Viorica Dăncilă și nu au ceilalți candidați? Viorica Dăncilă, în primul rând, are omenie. În primul rând, mie mi se pare că este umană, este va fi președintele țării pe care ne-l dorim. În primul rând, noi avem nevoie de liniște în această țară. Avem nevoie de relații externe normale. Noi nu trebuie să mergem în afară și să hulim România. Noi nu trebuie să mergem la Uniunea Europeană și să vorbim la modul josnic despre guvernul României. Noi nu trebuie să vehiculăm ideea că un partid sau altul va dispărea de pe scena politică numai pentru că așa vrea președintele țării. Vorbeați despre vremuri tulburi. Are puterea, are calitățile necesare Viorica Dăncilă să aducă liniște, cum spuneați dumneavoastră, în țară și să limpezească apele? Eu sunt convinsă că da. Deci mie mi s-a părut Viorica Dăncilă un bun diplomat. Faptul că ea a făcut față președinției rotative și, repet, în cadrul emisiunii noastre acest lucru, în condițiile în care nimeni din Uniunea Europeană nu avea încredere în Viorica Dăncilă. După care, haideți să ne amintim cum au ieșit toți și au mulțumit pentru perioada absolut grozavă pe care am traversat-o cu prim-ministru Viorica Dăncilă. Dacă a fost un prim-ministru atât de bun, de ce nu ar putea fi un președinte la fel de bun? Nu știu ce spun oamenii. Ce așteaptă oamenii de la președinte? Că poate oamenii vor, iată, un președinte cum a fost Klaus Iohannis. Sau poate vor altceva și v-au spus dumneavoastră care intrați în contact în permanență cu oamenii. Nu știu ce să vă spun, doamna Manafu. Mie mi se pare că cel puțin în mediul rural sunt foarte puțini cei care își doresc un președinte cum a fost domnul președinte Iohannis. Cei mai mulți s-au săturat fie de tăcerile domnului Iohannis, de inactivitatea domniei sale, sau altora le-a plăcut că atunci când a avut ceva de spus, a spus numai lucruri negative la adresa guvernului și a primului ministru, fără să ia în seamă celelalte categorii de oameni. Deci noi, înainte de a fi membrii unui partid sau ai altui partid, suntem români. Toți trebuie să fim tratați egal, toți trebuie să fim tratați. Se vorbește despre de ceva vreme despre războiul român-român. De ce s-a ajuns aici? Adică, ok, putere, opoziție, dezbatere politică, la noi e deja din război. Dorința de a deține puterea supremă. Deci, domnul președinte trebuia să se gândească la un lucru, că este foarte important când președintele aparține unui partid și guvernul altui partid. Pentru că atunci când vom fi toți pe aceeași linie, cu certitudine, se vor întâmpla și altfel de lucruri mai puțin serioase decât cele de până acum. Adică, dumneavoastră, ca social-democrat, v-ați simțit în acești 5 ani cu președintele Iohannis dată la o parte, nebăgat în seamă? Adică n-ați fost tot românul lui? Nu, nu. Toți ar trebui să fim aici. Nu. Cel puțin social-democrații, nu. Dacă a fost capabil să exprime că trebuie să nu mai existăm, în condițiile în care noi, social-democrații, am fost singurii și cei mai apropiați românilor din
țara noastră și cei care trăiesc în afară. Știți, ați ridicat și vreau să închem cu această problemă pe care ați ridicat-o chiar dumneavoastră. Ați spus așa odată, că nu credeți în aceste sondaje, nu credeți în ele, ele vă fac să nu le credeți, și că aceste sondaje ar fi practic contrazise de mesajul pe care îl primiți de la oameni. Și atunci eu pot să merg, da, gândul meu poate să zboare și să merg mai departe. Adică cum ar putea fi contrafăcute sondajele? Nu, eu nu spun că sunt contrafăcute. Cu atât dar despre ce credeți că sondajele, după opinia mea, sunt plătite de partidele politice, uh-huh, și că acele case de sondare cu certitudine nu își permit să le falsifice datele. Bun. După opinia mea. Facem o media lor. Părerea este alta și anume, recent s-a făcut un sondaj despre care dețin și eu ceva informații. Așa. Nu o să intru în subiect foarte la nivel tare. Național sau local? La nivel local. Aha. Cum vă explicați faptul că, punând întrebarea printre colegii mei primari, niciunul nu a reușit să întâlnească sau să primească informația că cineva a fost în localitatea sa să facă un sondaj. Deci s-a făcut sau nu s-a făcut? Sondajul s-a făcut. Așa. Dar unde s-a făcut și cum după s-a făcut? Opinia mea, cum s-a făcut? Păi dacă te-ai dus în Târgoviște și ai văzut o mulțime adunată și era în preajma domnului președinte Iohannis, care era în timpul unei vizite. Abia să vreți să spuneți că sondajul a fost făcut printre liberalii nu care considerați că... Nu pot să cred așa ceva. Pe ce vă bazați? M-am gândit la acest lucru. Da, a fost comandat. Știți de cine a fost comandat? Nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea, decât v-am dat așa subtil un fir de care vă puteți agăța, așa cum m-am agățat și eu, pentru că, efectiv, eu nu am încredere. Deci, mergând din poartă în poartă, efectiv, și discutând cu oamenii, toți sunt surprinși ce au avut cu primul ministru al României de la un depărtat. Da, chiar. Păi, încă o dată, ce să fac? Să revin și să spun că ne dorim puterea. Da, vedeți că președintele, de când își dorea președintele guvernul său? Îl are acum. Să vedem guvernul său în ce măsură reușește să gestioneze problemele țării, pentru că, de bine de rău, guvernul Partidului Social Democrat l-a gestionat și cred eu că l-a gestionat cu succes. Dacă această moțiune de cenzură nu ar fi trecut cu sprijinul trădătorilor, că sunt trădători în toate partidele, nu se poate pune problema altcumva, dacă nu ar fi trecut această moțiune de cenzură, vă garantez că programul de guvernare al Partidului Social Democrat ar fi fost îndeplinit până la finele mandatului, să zic, cel mai puțin 85% din el. Doamna primar și vicepreședinte al PSD Dâmbovița, uitați-vă în ochii dâmbovițenilor, da, și spuneți-le de ce să voteze Viorica Dăncilă. Eu personal voi vota Viorica Dăncilă. Prin toate localitățile pe unde am fost în calitate de vicepreședinte și am participat la campanii sau la întâlnirile cetățenești, tuturor le-am spus același lucru și voi repeta acest lucru și de această dată. Viorica Dăncilă a mărit pensiile, Viorica Dăncilă a mărit salariile, a crescut PIB-ul, a redus TVA-ul, a crescut alocațiile și sunt multe altele de spus ce a făcut guvernul Dăncilă. Ca să nu vorbesc de Programul Național de Dezvoltare Locală, care într-adevăr a scos satele din noroaie, motiv pentru care mulțumim Guvernului Social Democrat încă o dată. Vreau să vă spun că voi vota Viorica Dăncilă, omul, un om onest, modest, harnic, curajos, un om de toată isprava. Vă îndemn să votăm Viorica Dăncilă. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna vicepreședinte a PSD Dâmbovița, Luisa Bărboiu, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare și încheiem din nou cu un mesaj al Vioricăi Dăncilă, candidatul Partidului Social Democrat la cea mai înaltă funcție în stat. Zic că-s prea bătrâni sau mult prea tineri, că nu au papion sau nu sunt în tendințe
cine sunt ei cu adevărat. Sunt cei ce luptă pentru România prin felul lor de a fi, prin ceea ce fac în fiecare zi. Ei sunt PSD-iștii. Luptăm pentru fiecare român.